Într-o sală a Ateneului Bălănescu plină, majoritatea celor prezenți fiind tineri giurgiuveni, s-au aniversat aseară 2 ani de existență și activitate ai Fundației Din dragoste pentru oameni. Întâlnirea conducerii fundației cu giurgiuvenii a însemnat, cum era firesc la un asemenea eveniment, acordarea unor ajutoare financiare Corinei Stanciu, studentă la medicină, și lui Alex Apostolescu, student al Facultății de Automatică din cadrul Politehnicii Bucureștene, dar și organizarea unei colecte pentru cei aflați la greu. Atmosfera a fost apoi încălzită de prestația artistică a vicepreședintelui fundației Adrian Daminescu. Prezentă la Giurgiu, Manuela Hărăbor, membru onorific al Fundației Din dragoste pentru oameni, prietena a președintei Mihaela Laur, a apreciat că spiritul civic manifestat în sfera întrajutorării înseamnă astăzi necesitate. Oameni sunt peste tot, oameni în suferință sunt peste tot și trebuie să ajutați peste tot. Astăzi e Giurgiu datorită Mihaelei Laur, mâine poate să fie Arad, poimâine poate să fie Constanța. Peste tot sunt oameni valoroși, sunt tineri cu vise, cu speranțe, cărora trebuie să le tindem o mână de ajutor. Gânduri asemănătoare au fost exprimate și de cunoscutul artist Simona Florescu, membru onorific de asemenea al Fundației Din dragoste pentru oameni. Orice acțiune de acest gen este binevenită în absolut orice colț din țara asta. Câteva aprecieri în legătură cu planurile de viitor ale fundației au fost făcute de vicepreședintele Adrian Daminescu. Este o acțiune foarte frumoasă, este un frumos început, dar este 5% din ceea ce va urma. Aici vreau să aduc cele mai mari valori ale acestei țări, să vă cânte, să vă încânte. Cunoscutul interpret al muzicii românești a mai spus că giurgiuvenii sunt extraordinari și a sfătuit să trăiască frumos pentru ei și pentru cei aflați la greu. Sunteți nemaipomeniți și fiți uniți, iubiți-vă, pentru că viața într-o iubire este mult mai frumoasă și mult mai... trece mai ușor, e drept, fără de cazul trece mai ușor, dar trece frumos. Și niciodată nu o să vă simțiți singuri. Modestă, fără dorința de a apărea prea des în fața camerelor, președinta Fundației Mihaela Laur a apreciat că, în viziunea mea, actul de caritate este universal și de aceea pe orice străin îl tratăm ca pe aproapele nostru.